Eu, guys, strada-i fulii meu, nu doarme și bine ați venit la un nou episod din seria Sick The Album. După cum ați văzut și în titlu, astăzi vorbim despre un album probabil foarte așteptat de către voi. The One and Only OSO 2 by Shatra Benz. Este un clasic în ceea ce ține de muzica trap din România și probabil părintele albumelor trap. Este al doilea material al trupei ce a fost lansat pe data de 1 martie 2017. Și a venit într-o perioadă în care trap-ul nu era atât de înalt ca nivel, în sensul în care nu erau foarte mulți artiști prezenți în peisajul românesc al muzicii de trap și Shatra Benz era mai mult ca sigur cel mai mare nume. A finisat fundația a ceea ce înseamnă albume de trap din România, pentru că după acest album mi se pare că au început să prindă mai mulți artiști curaj să intre în treaba asta și în afară de asta foarte multă muzică și muzică mainstream a început să preia elemente de trap și în muzică auzeai elemente de trap la radio, which was fucking nice. Mi se pare că OSO 2 este un update a ceea ce a însemnat OSO 1, pentru că vorbim de o altă calitate a producției, un alt sound total diferit, o abordare cu siguranță nemaiauzită. Albumul s-a bucurat și de o lansare ce a avut loc la arene și a fost sold out și asta a fost dovada clară că OSO 2 și Shatra Benz în acel moment reprezentau un adevărat fenomen. Mi se pare că acest album i-a ajutat pe toți cei 5 membri să evolueze în mod individual în același timp, pentru că mi se pare că s-au dezvoltat foarte mult de la acest album. Și în același timp, hai să vorbim legat de numele proiectului, care este acronimul pentru binecunoscuta frază O Shatra, o dragoste. Și 2 pentru că creier. OSO 2, este al doilea album din cariera lor. Vorbim de cover acum, de copertă. Vedem un câmp verde și pe care scrie OSO 2. Ceea ce ne indică faptul că ar fi putut fi lăsat de către extraterestri drept un semn. Băieții, ne dau deja un hint că albumul ăsta nu sună terestru, sună foarte spațial. Iar dacă ne uităm la cărticică, observăm fiecare piesă în parte, în care ai se acordă și creditele de versuri, de interpretare, de beat. În partea opusă observăm fel de fel de desene care ar putea fi ori picturi rupestre, ori semne lăsate de către extraterestri găsite de anumiți cercetători. Și da, cam asta e cărticica însoțit ce vine la pachet cu albumul fizic. Legat de conținut, albumul are 21 de track-uri cu niște colaborări precum Nane, Ada, Shift, Domnul Udo, Kobi, Iacoban și Golani. Acum haideți să trecem la fiecare piesă în parte pentru că avem destule de comentat și vă asigur că merită. Zice rău de noi, dar cu jumătate gură. Problemele de casă, de noi clasa S. Sb, taci și sb, face Shatra nu plăcă. Prima piesă de pe album, track-ul numărul 1, Shatra se întoarce. Este în același timp și primul single lansat până în apariția albumului. Și nu cred că mai e nevoie să spun că a avut un impact enorm această piesă asupra întregii culturi de rap din acea perioadă. Era și clipul, dar și abordarea, dar și beat-ul, totul era o nebunie totală și în același timp ceva foarte natural. Și a prins super mult la generația mai tânără. În același timp bara de dislike-uri era prezentă și ea. Dar nu cred că i-a interesat atât de mult pe băieți, pentru că, la fel cum spune și emblematicul refren al lui Guță, care este cunoscut probabil de toată generația mea și generația mai tânără, reclama bună sau reclama proastă, până la urmă tot reclama era. Și la fel cum spunea și Guță, se zice rău de noi, dar cu jumătate de gură. Adică, până la urmă, ei tot își făceau treaba, Shatra Benz tace și face. Și ei și-au văzut de treabă în timp ce își luau hate, pentru că numele le creștea. Și un lucru care mi s-a părut foarte tare, eu cred că după această piesă fanbase-ul Shatra Benz a crescut considerabil. Iar legat de conținutul piesei, Killa Phonic începe strofa, aka Junior 89 Lamă Crimă. Vorbește despre abilitățile sale de a investi banii, despre hateri, dar și despre dragostea sa pentru muzică. Continuă Nosfe bucata cu o strofă mult mai agresivă,
în care vorbește despre haters și despre faptul că, până la urmă, șatrabonții adevărați vor înțelege întotdeauna despre ceea ce cântă ei. Mi se pare că strofa lui Guță e foarte tare, că începe cu versul simbolic: mă cheamă Guță și sunt un cretin. Vers prezent și în Pleacă șatra de pe Osod 1, și mi se pare că a păstrat o continuitate. Ultima piesă se încheie cu versul ăsta lui Guță și prima piesă de pe albumul ăsta începe cu versul ăsta lui Guță. Guță vorbește, explică mai mult despre cum a luat loc, cum s-a înființat Shatra Benz, iar Kid vine cu o strofă întreagă dedicată haterului, dar în sub forma în care ei iubesc pe toată lumea, ei nu vor da cu hate nimănui. Și tot așa a apărut și clasica și legendara expresie Muie Shatra, care mie mi se pare și până ziua de astăzi genială. Cine ne iubește strigă Muie Shatra, cine ne urăște strigă tot Muie Shatra, pentru că tu, Kid, că-i urai, tu tot îi iubeai. Hai să trecem la următoarea piesă. Muncim în continuu, fumăm în continuu, fără grijă în continuu, ăsta cu Shatra-i film. Tracul numărul 2 de pe album, Din Căruță, piesa începe cu un pasaj din piesa Shatra numită Țigănească, care fix asta spune: în căruță m-am născut, din căruță știu să cânt. Cumva face legătura cu tot mesajul piesei pe viitor și cam asta contează. Din căruță știu să cânt, sunt făcut să fac asta, m-am născut să fac asta și nu mă vei opri tu pentru că comentezi aiurea. Asta spune și Guță pe refren. Asta cu Shatra-i filmul, ei și-au făcut filmul lor și nu o să fie deviați de un comentariu sau orice altceva de genul. Un vers foarte tare care m-a spart de la Guță a fost Tu trecutul noi timpul, care nu știu dacă a fost atât de previzibil, dar se aplică până și ziua de astăzi legat de ceea ce înseamnă cultura trap. Kilafonic vorbește despre ororile prin care a trecut în timpul vieții lui de cartier și despre cum acum cară saci de bani. Super Ed are o dumă foarte nice: dăm frate o pană și ți-o fac o aripă. În sensul în care el, dintr-un lucru foarte mic, poate să-i ofere o însemnătate mult mai mare. Și vorbește despre faptul că acum are succes alături de frații lui, Shatra Bonții lui. Kid vine cu o strofă mult mai business-wise legată de ceea ce înseamnă muzică. În sensul în care tu, dacă vrei calitate să ai în muzică, trebuie să și investești în același timp. Și până la urmă tu nu trebuie să vezi muzica doar ca pe un hobby, trebuie să o vezi strict ca pe un job, ca să ai și speranța să-ți iasă la un moment dat. Iar Nosfe vine cu o bucată în care explică faptul că el muncește 25 din 24 și că trage atât de mult pentru a avea tot ce avea în prezent. A treia piesă de pe album, Două Chile, una dintre cele mai funny piese de pe album, și pe refrenul lui Kila, dar și pe strofele băieților, respectiv Kid, Nosfe și Super Ed. Ei vorbesc despre Maria și despre euforia pe care le-o provoacă. În același timp, strofele băieților au la un moment dat niște flow-uri schimbate, pe o durată foarte scurtă, dar care cumva te scoate din monotonie și te ține prins în filmul piesei. Iar instrumentalul, cât și anumite linii din piesă, sunt inspirate din muzica populară, care o face originală față de tot ce se lansase până în acea perioadă. Am ajuns la piesa numărul 4, Tânăr, Veșnic, Shatra Bond. Cred că este prima piesă de pe album care mă duce foarte mult în vibe-ul de trap american. Mi se pare că sună foarte apropiat cu ce suna atunci trap american. Strofa lui Kila, care deschide piesa, mi se pare că vorbește despre cum el n-are nicio teamă de a te înfrunta și în plină zi, pentru că el e un om neînfricat, n-are frică de nimeni. Refrenul este emblematic, trapul e foarte repetitiv, dar o repetitivitate care îți sună bine la ureche. Mi se pare tare cum a construit tot bridge-ul pe post de drop mai mult pentru a intra refrenul în plină glorie. Pe bridge vorbește despre lumea care nu mai e la fel cum a fost odată și a ajuns să fie posedată. Nosfe cântă despre haterii care
vorbesc ca Iurea, dar și atrabonții lui adevărați mereu știu ce spune el în versuri. Kid vorbește despre industria muzicală și mi se pare una dintre cele mai bune strofe de la Kid all time, după părerea mea, pentru că o pune sub forma că sistemul e învechit, că sunt reguli foarte bătrâne și de menționat adliburile de pe piesa asta sunt geniale. Și Guță face o trimitere către Basmu, tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, de la Petre Ispirescu, prin faptul că se compară cu Făt Frumos și prin prezența numărului Magic 3. Vă las pe voi să ascultați piesa, să vedeți la ce se referea cu 3. Da, mă, ei sunt forever young, ei sunt veșnici tineri, precum hitul de la Alphaville. Hai să continuăm. I may bag a post on the ground, all I will measure, they burn in the quatch, my make it my mega for Bernabeu. Piesa numărul 5 de pe album, Bernabeu, una dintre cele mai cunoscute piese de la Shatra și în prezent, a dispus de un clip video cu foarte puțin timp înainte de lansarea albumului propriu zis. Duma toată în piesă este faptul că echipa lor e ca pe Bernabeu, adică asemănată cu Real Madrid, care era și la acel moment o echipă de un nivel foarte înalt și foarte cunoscută. Kila pe strofă explică din nou despre viciul lui, și anume siropul, un simbol foarte întâlnit în acea perioadă în muzica lui. Nosfe, îmi place foarte mult enumerarea colegilor lui de trupă, la care le-a alăturat și chestiile reprezentative, mi s-a părut foarte tare și o chestie care a rămas și în ziua de astăzi foarte catchy. Guță vine cu această controversă pe versuri, în sensul care foarte multă lume l-a criticat cum că s-ar asocia și ar face un stil de muzică apropiat manelelor și nu mai spun de nume, care duce fix în zona aia. Și el de fapt are un flow de mercenar și nu-i pasă de toate treburile astea, dar în stilul lui specific îi place să ironizeze. Iar strofa lui Kid, foarte vizuală, mult prea vizuală chiar, cu faraonul în tricou alb, cu pantofi cu toc, foarte, foarte, cumva asta reprezenta și dubioșenia din lirică, dar care te făcea să asculti în același timp trupa asta. De menționat, flow-ul de pe ultima bucată a lui Kid mi s-a părut foarte, foarte bun, acela cu necrofil ca El Bill, te crezi rechin, știți flow. Piesa numărul 6, Gândaci de bucătărie, împreună cu Nane, apare și prima colaborare de pe album. Piesa asta e mult mai serioasă, începe cu un pasaj dintr-un interviu cu un cetățean nemulțumit față de stat, pentru că îi oferă o pensie foarte mică. Și toată duma din piesă e că băieții se aseamănă cu niște gândaci de bucătărie, în sensul care ei provoacă repulsie și pot să dărâme psihic pe cei pe care nu îi suportă. Pentru că Kila își amintește de perioada în care era dealer din 2011, Nane la fel de perioada când era dealer din 2006, Nosfe de perioada când stătea în Italia și a muncit chiar și pe șantier. Kid vorbește despre faptul că a înțeles din ce în ce mai bine cum merge treaba asta cu muzica și mai mult cum merge industria în sine. Iar Guță este cât se poate de fericit pentru viața pe care o duce și cam asta ar fi concluzia pe care aș trage-o din strofa lui, deși are niște dume și niște imagini vizuale, mai ales treaba că el menționează că se metamorfozează într-un gândac de bucătărie. E foarte vizuală, vă sugerez să ascultați piesa mult mai atent. Înger, îngerașul meu, strânge-mă la pieptul tău, luminează-mi calea grea. Piesa numărul 7 de pe album, Dragul 7, Înger, îngerașul meu, împreună cu Ada și Shift. Este probabil cea mai cuminte piesă, dacă nu chiar de pe 102 și de la Shatra din discografie, pentru că a fost și foarte mainstream, a fost și pe radio și are un mesaj foarte profund și strofele băieților sunt foarte pe înțelesul tuturor. Dacă cineva ar fi zis până acum că bro,
băieții de la Shatra nu cântă ceva ce ai putea să înțelegi. Ei bine, s-au înșelat, pentru că pe piesa asta înțelegi orice cuvânt și nu sunt puse random. Refrenul ăla devine cumva ca o adresare către îngerul ei păzitor pentru a o veghea. Iar strofele băieților sunt pline de mesaj. Începe Nosfe cu o strofă în care explică cum a realizat că timpul e din ce în ce mai puțin și că nu mai poate să se ocupe de toate lucrurile, că oamenii pot fi și falși și că nu trebuie să te încrezi în oameni mai tot timpul, dar că adevărul tău există și că trebuie să te găsești pe tine însuți. Kid vine la fel cu o strofă plină de versuri for real, după părerea mea, pentru că el explică de ce crede că banii au ajuns să controleze lumea și încheie cu un vers care nu cred că exagerez când spun că e preferatul meu de la Kid all time. Ura se naște din dorința de a proteja binele, pentru că atunci când tu ții la ceva și, sau la cineva și vezi un potențial de pericol pentru acea persoană, automat apare și o ură interioară. Guță cântă despre cum el a reușit să se găsească în interior și despre toate alter ego-urile sale. Mi-a plăcut foarte mult duma galbene ca în submarine, ca ăla de cânta Imagine, făcând aluzie la piesa Yellow Submarines de la The Beatles, pe care trupă în care se afla și John Lennon, care cânta Imagine, o dumă foarte, foarte tare. Strofa lui Killa vorbește despre demonii lui interiori care nu-i dau pace și despre faptul că își minte îngerașul ca să îi fie bine, iar și mai mult decât o adresare, cumva îi mulțumește îngerului său protector pentru tot ce i-a oferit în viață și pentru protecția pe care a avut-o. Hai să continuăm cu următoarea piesă. Opt târfe, plus prelud, în rotație, mroda mult, fenomeni, toate târfe, fenomeni, eu nu fac târfe. Piesa numărul 8 de pe album, Pume Sumbre, o piesă mult mai de club, aș putea spune, dar cu un sound foril venit din spațiu. Pumele Sumbre sunt în piesă domnișoarele cu atitudine imorală, despre care Killa spune că sunt elegante totuși, iar băieții pe strofe explică cam ce fac ei în concerte, în turnee cu aceste Pume Sumbre și cred că mai bine ascultați piesa ca să înțelegeți toate aceste lucruri. Nivel înalt la Dubai, nivel înalt la Dubai, nivelul jatră tu nu l-ai. Nivel înalt la Dubai, nivel înalt la Dubai. Tracul numărul 9, Dubai, feat. Iacoban. Nu cred că mă înșel atunci când spun că a fost de fapt Dubai hitul albumului, pentru că pe lângă Îngerașul, care a fost mai mainstream și mai cu minte, Dubai avea și vibe-ul ăsta de club, se auzea deja în toate cluburile, în toată țara. A apărut și la TV, a apărut și la radio, dar toată lumea, deci vara aia, toată lumea cânta Sare Clubul Sare, toată lumea o știa. A fost o piesă ce a beneficiat și de un clip video ulterior, prin vară. Un clip foarte, foarte colorat și a puțin minte și care a adunat destul de multe vizualizări. Foarte tare și ce a făcut Iacoban pe piesa asta, pentru că a adus un refresh a soundului pentru Shatra. Nu auzisem ceva asemănător până atunci la vreo piesă de la Shatra. Instrumentalul care are influențe orientale și aduce un plus, cel puțin pe refren, mi se pare că a crescut popularitatea și a strânit și niște controverse în același timp, dar până la urmă a fost un hit în toată regula și băieții predominant cântă despre faptul că ei se simt la nivel înalt ca la Dubai, în speță ca la Burj Al Arab. Ai gând să vii cu ceva nou, sau rămâi cu ochii în retro, aici toate sfec și nouă. Piesa numărul 10 de pe album, piesa se cheamă tot 10. Este o piesă care se deschide cu o porțiune dintr-un interviu al lui Hagi în care explică faptul că el are 5 de cai. Și făcând o paralelă, am putea spune că toți cei din Shatra sunt de nota 10, niciunul nu e mai bun decât altul, toți sunt cei mai buni. Și cam despre asta e și refrenul lui Guță, care face o trimitere către poezia Glosă a lui Eminescu, cu versul Toate-s vechi și nouă toate. Tare duma lui Kid cu Ți-am prezis viitorul ca Baba Vanga, pentru că ea, fiind o clar văzătoare, ce-a prezis tot felul de lucruri. Pe piesa asta, Nosfe se auto-intitulează Uncle Benz, un nume ce s-a bucurat și de un album în viitorul apropiat. Iar finalul strofei lui Killa are și un flow, dar și ca versuri, ca metrică,
foarte asemănător cu piesa AK, ce a urmat să fie lansată pe albumul La Măcrimă. Da, când ne sunt gardier, nimeni nu îndrăznește să deschidă gura. Piesa numărul 11, Carabinieri feat. Golani. Asta e o piesă de bagabonțeală total, o piesă în care fiecare a venit cu o strofă de ego rap, hai să spunem așa, cât de șmecheri sunt ei, cât de tari sunt și cum garda sau carabinierii chiar nu vor reuși niciodată să-i prindă. Piesa numărul 12 de pe album, 24, observăm că pe refren l-auzim pe Luca Beats, pe care până în prezent nu-l mai auzisem decât pe partea instrumentală și a fost destul de impresionant să-l auzim și pe partea vocală. Refrenul este concentrat pe ideea că ei muncesc non-stop, 7 zile, 24 de ore și nu au timp de dormit pentru a-și îndeplini dorințele și pentru a-și vedea obiectivele realizate. Nostru vorbește de faptul că el muncește 25 de ore din 24 și că doarme 4 ore și tot se simte cel mai odihnit. Guță ne explică sunetul banilor mulți făcuți și e tare că face o trimitere la piesa Nevroză de pe Ramses 1989, să-i îngroape pe ăștia, să-i îngroape pe ăștia mamă, cum l-au îngropat pe Guță în piesa lui Lamă. Dacă ascultați piesa aceea o să înțelegeți și de ce se întâmplă asta. Iar strofa lui Kid vorbește despre cum el în trecut pierdea foarte mult timp și a realizat la un moment dat că dacă va continua așa, s-a născut cu talent, dar va muri doar o speranță și a trebuit să pună piciorul în prag și să schimbe ceva. Râdem ha 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 ha, ca smiley când facem bani, facem recoarde tati. Piesa numărul 13 de pe album, Corasao, este o piesă care are un beat destul de atipic, dar pe refren vedem că își compară reușitele cu niște nume destul de cunoscute din țară, precum Smiley, Okapi, Shift, Mafia, dacă nu mă înșel, și cam toate strofele băieților se concentrează pe ideea asta, că ei au ajuns la nivelul ăsta precum al celor menționați și că și-au atins obiectivele, hai să spunem așa, și-au atins obiectivele. Piesa numărul 14 de pe album, Groparu. Am putea privi cum că e și o continuare la Corasao, piesa numărul 13, pentru că oricine s-ar fi luat, orice hater s-ar fi luat de ei pe piesa aceea. Pe piesa asta deja înțelegem din titlu că sunt groparii și îl îngroapă. Am putea privi și sub forma că ei venind cu stilul ăsta nou în România au adus ceva nou și au îngropat efectiv orice alt stil ce era învechit până atunci. Dar mi se pare tare și nu mi se pare că se întâmplă foarte des, dar pe piesa asta mi se pare că Nosfe a rupt autotune-ul și într-un sens foarte bun, mi se pare că s-a jucat foarte, foarte bine cu el. Piesa numărul 16, Fac ce vrea pula mea fiind Nane. Observăm că refrenul este mult mai cântat, nu e repăit absolut deloc, e cântat de Nane. Și cumva toată piesa se învârte în jurul ideii că ei nu au șef. O putem considera drept un imn al artiștilor ce au devenit independenți și au succes, pentru că asta au ajuns să fie ei, au ajuns să facă ceea ce le place fără nicio casă de discuri în spate, ceea ce e de apreciat. Superet vine cu o strofă despre faptul că el știa la un moment dat că va ajunge să reușească cu treaba asta și credea că va merge, pentru că nu mai suporta să o vadă pe fata lui plângând. Kid vorbește despre faptul că a ajuns să fie șeful lui, că n-are niciun șef, dar e șeful lui, o dumă foarte, foarte bună. Nosfe se spune că uneori mai face rele, dar până la urmă găsește drumul corect, iar Nane pe ultima strofă, pe a doua de pe album mai exact, se întoarce în trecut, dar spune ce sacrificii a făcut și de ce a ales drumul acesta pentru a avea un lifestyle pe care și l-a dorit încă de mic. Piesa numărul 16 de pe album, Iartă-mă mamă, probabil cea mai sentimentală, cu cel mai mult
cel mai emoționant mesaj de pe întreg albumul. Pentru că aici, bine, poate o spune și fanul de rap mai mult din mine. Începe Kid cu refrenul, după care spune că el a fost un elev model și învăța foarte bine, după care strada și anturajul l-au făcut să devină un golan. Și într-un final, Kid, că a trebuit să sufere mama lui, a decis să meargă să-și trăiască visul american în România. Nosfe își pune întrebarea dacă va fi un tată bun, pentru că în copilărie nu a fost cel mai bun exemplu de un copil bun. Însă ajunge la concluzia că el a trebuit să prețuiască mult mai mult clipele petrecute alături de mama lui și faptul că de la ea a desprins acest obicei de a scrie versuri. Iar strofa lui Guță este spațială, dar în același timp e o adresare către mama lui, prin care îi mulțumește pentru tot și pentru că o asigură, nu va deveni niciodată un om care să stea în genunchi pentru ceea ce își dorește, va rămâne în picioare și chiar dacă va fi sărac, va fi demn. O piesă foarte, foarte personală și vă sugerez să trecem la următoarea. Jadra nu face diferențe, băieți eleganți, niciodată strâng. Piesa numărul 17, Nu face diferențe, împreună cu Kobe. O piesă mai mult despre flex, despre cum ei au adus trapul din America și despre cum au reușit să unească aceste generații. Sincer, ca și sound și subiect overall, aș fi încadrat-o eu personal mai mult în Osod ca și vibe. Și ca livrare pe strofe, mi-a dat mai mult vibe de Osod ca și orice. Dar e o piesă foarte bună pentru stilul ăsta de album și pentru stilul pe care și Kobe dădea în acea perioadă. S-a potrivit și cu piesa și o piesă foarte ok. Hai să continuăm. Șată cioară, banda benzit, șată-n casă, nu-i manelit, șată-n casă, Danil Bofit, șată cioară. Piesa numărul 18, Banda benzit, împreună cu domnul Udo. Pe piesa asta mi se pare foarte tare că strofa lui Killa începe cu ultimul vers al lui Kid din piesa OG și strofa lui Kid se termină cu primul vers din strofa lui Killa de pe Trap Army. Mi s-a părut o conexiune poate neintenționată, dar care a fost prezentă. Și în rest piesa este de faptul că ei sunt cine sunt pe baza muncilor și pentru că e flexul ăsta pe care și-l asumă și îl merită în același timp, pentru că au adus un nou subgen, un nou gen de muzică în România, care, fast forward, câțiva ani mai târziu, a dat peste cap toată industria muzicală. Spune-le, spune-le, spune-le că mama nu a crescut niciun fraier. Spune-le, spune-le că o să cânt până o să rămân. Piesa 19, Sinfonia, mi s-a părut piesa făcută de către ei, pentru ei, pentru a se ambiționa unul pe celălalt în momentele grele și pentru a-și aminti că mamele lor nu au născut niște fraieri și că ei vor reuși să continue treaba asta, la fel cum au început. Au început uniți, vor termina uniți, pentru că, cum spun și ei, șatra e familie. De ce te minți? Nu vezi că suntem zei, că suntem sfinți? Că numai unul e Nosfe, numai unul e Cupsă, numai unul e Killa, numai unul e Kid și numai unul e Luca. Am ajuns la piesa numărul 20, din Șatră nu pleacă nimeni. Cum pe albumul Osod, ultima piesă era Pleacă Șatra, aici vedem că se păstrează o similaritate în titlu. Din Șatră nu pleacă nimeni este o deviză pe care și-au asumat-o. Strofa lui Killa seamănă foarte mult cu strofa pe care a dat-o pe piesa Sus, împreună cu Lentile Blur. Finalul strofei lui Nosfe arată cât de true e el cu frații lui, pentru că menționează numai unul e Nosfe, numai unul e Killa, numai unul e Kid, numai unul e Guță și numai unul e Luca Beats. Și partea lui Guță, eu și cu frățiorii mei trăim cel mai de pește vis, mi se pare că e o trimitere la piesa Vise de pește și faptul că ei îl trăiesc acum înseamnă că toate obiectivele propuse în acea perioadă s-au îndeplinit pe acest album. Și hai să continuăm cu o ultimă piesă, un bonus de data aceasta. Dar va da în mine și acum mă gule. Bucata care a fost tratată drept un bonus pentru acest album, pentru că pe platformele de streaming nu o găsim, însă dacă stăm să o ascultăm foarte atent, este despre
mulțumirea de sine că au ajuns să culeagă roadele muncii lor după atâta timp în care s-au călit și s-au chinuit pentru a obține ceea ce au în prezent. Cum zice și Nosfe, mulți vin abia acum și se prefacă, îl știau de mult, pentru că până să aibă succes nu-l băga nimeni în seamă. Și Kid încheie cu treaba că ne vom auzi emisia următoare, ceea ce înseamnă că ne vom auzi la următorul album Shatra Benz. Și așa se încheie practic albumul OSOT 2 de la Shatra Benzito. Sper că v-a plăcut review-ul, am încercat să rezum cât de mult am putut și cât de bine am putut pentru fiecare piesă, mesajul și dumele și conceptul overall. Cum am spus, e un album care sigur va rămâne în istoria trapului românesc și rapului românesc, pentru că până la urmă e rap. Vă sugerez să-l ascultați dacă n-ați făcut-o, dar cu siguranță ați făcut-o până acum. Dacă v-a plăcut review-ul, nu uitați să lăsați un like clipului, un follow pe Insta la sigtv.ro, un subscribe canalului pentru următoarele clipuri ce vor urma și nu uitați ca de fiecare dată. Eu am fost Radu, strada-i funii mei, nu doarme, ceau! Gimbi de mașină, toți tochezi în conșingon, sunt bangră.